Vai, l-ați văzut aseară pe nenea ăla care cu o sinceritate debordantă a spus că da, domne, ar băga și el mâna în cașcaval dacă ar avea o funcție, ceva, dacă ar fi în politică. Senzațional a fost. Îl găsiți pe site și, desigur, pe aplicația Starea Nației. E, Răzvan a mers mai departe pe ideea asta și a vrut să afle în ce condiții n-ar mai face românii scandal că politicienii fură. Da, fix ce prevede programul de guvernare al PSD. PSD-ului, nu? Creștele salariile, să nu se mai uite la noi cum... Doar că na, creșterea deocamdată, canci! Vax populi! Dacă v-ar dubla salariul, v-ar mai interesa dacă ei fură, dacă ce fac pe acolo, sau ar fi important să vă dubleze? Mai mare, nu, nu. Nu. Important e, nu știu, să aveți un ban în plus acolo. Da, 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 da. Să zicem că ar dubla ajutoarele sociale, l-ar face și mai mare, ar mări pensiile, salariile. V-ar mai interesa de ei dacă fură sau nu acolo, sau v-ați vedea de treaba noastră aici? Ne-ar interesa pentru anii următori, pentru generația nouă, cum s-ar spune, pentru viitorul nostru, că avem copii, avem astea. Poate ajutorul ăsta, dacă ne-l ar mări, poate ar dura un an, doi, trei. Dar pe restul viitorului, copiii, poate de aici încolo, are o viață mai grea decât a noastră. Să spunem că v-ar dubla salariul, ați avea bani suficienți, v-ar mai interesa asta, zic, iar mai uzmări pe ei ce fac ei acolo, sau v-ați vedea de treaba noastră cu salariul dublat? Asta cred că niciodată nu s-ar putea face cu dublarea salariului. Să spunem că ar avea bani, v-ar da. V-ar mai interesa că ei fură acolo sau ce fac? Sau v-ați vedea de treaba noastră cu salariul dublat? Depinde, cu duș întors. Mă interesează țara mea să evolueze într-o manieră frumoasă, elegantă și să fie respectată afară. Dumneavoastră aveți salariu, aveți ce aveți? Nu, nu am nimic. Nu aveți nimic? Nu, nu, nu. Nu munciți? Nu muncesc. De ce? Pentru că n-am unde. Nu aveți unde. Ați încercat să vă angajați? Am încercat și nu m-am angajat. Ce ați vrut să faceți? Să lipesc niște fire. La noi aici, la Ulești, e o întreprindere de textile de-astea, de așa. Am zis, domnule, hai să zicem că mâine vreau să renunț, că e și ceva normal, tăia la gunoaie, tăia pe străzi, e ceva jignant. Da. Aș vrea de mâine încolo să am un salar decent, să pot să fac și o rată, să pot să fac și o bancă, uite, am căsuța asta mărâtă. Nu angajează țigani. Vă face pensia 1000 de euro. Vă întreb, v-ar mai interesa ce fac ei acolo în Parlament? Nu, nu. Iar nu, domne, nimic. V-ar mai interesa că i-ar fura, că ce-ar face pe acolo, sau v-ați vedea de treaba noastră cu sa? Să-mi văd de treaba mea, că am copii de crescut, am alte. Nu, nu mă interesează. Nu v-ar mai interesa că îi fură, că treaba lor să... Dacă mă... Bă, la de ce să te magit? Pentru ce? N-am niciun rost magit. Oricum fură. Oricum fură, chiar dacă vă interesează sau nu. Da.